Bine ne-am reîntâlnit, dragi credincioși, stimați frați, stimate surori, scump copii și tineri. Mă bucur să vă salut pe această cale, din nou de aici, de la Biserica Adventistă din Pitești, dintr-o biserică goală, însă cu un suflet cald. Vă salut cu pacea Domnului și vă spun bun venit la închinare. Ne-a mai dat Dumnezeu încă o zi de sabat, o zi de har, o zi de binecuvântare și sper ca aceste sabate pe care El în providența sa ni le-a oferit, aceste sabate petrecute în familie, departe de locul acesta de închinare, să fi lăsat o profundă impresie asupra noastră, astfel încât atunci când ne vom reîntoarce să revenim mai motivați, mai schimbați, mai cu elan la casa Domnului. Astfel încât să ne putem închina, să-i aducem slavă și cinste și să ne putem întări în credință. Suntem, iată, încă în perioada aceasta incertă, nu știm nici la momentul acesta cum vor decurge lucrurile după 15 mai, dacă 15 iunie, dacă vom putea deschide bisericile și dacă le vom deschide, la ce regim de restricții va trebui să ne supunem. Vă reamintesc programul transmisiunilor online de aici din biserica noastră. Vineri seara ne întâlnim la ora 20, pentru ca în sabat de dimineață fiecare în mod individual, la nivel de familie, să putem participa la închinare alături de frații noștri din întreaga țară, în fața micilor ecrane, pe Speranța TV, postul de televiziune al bisericii noastre, sau în curțile, în spațiile deținute de Biserica Adventistă, acolo unde se poate ține un serviciu divin în aer liber. Ne bucurăm că la Mioveni, iată, de trei sabate ne întâlnim într-un număr cei drept mai restrâns în curtea din spatele bisericii și îl slăvim pe Dumnezeu pentru ocazia și pentru momentele astea spirituale. Pe această cale îi salutăm și pe frații de la Mioveni, salutăm pe toți credincioșii din întreg județul Argeș și pe toți cei care ne urmăresc, fie în acest sabat sau ne vor urmări în săptămânile următoare. Nu uitați pe aceleași canale cu care deja v-am obișnuit, www.adventistpitești.ro sau canalul de YouTube al bisericii noastre. Apreciez faptul că momentele spirituale au stârnit interes și au înmănunchiat sute de vizualizări și este un semn bun, semn că noi ne-am atins obiectivul și anume să ajungem în casele dumneavoastră, în cât mai multe inimi și să aducem speranță, speranța pe care o poate da doar Dumnezeu în astfel de situații tulburi. Pentru că situația serviciilor divine în plen aici la biserică rămâne incertă, vă aduc în atenție, vă readuc în atenție planul de redeschidere a bisericii pe săptămână. Am avut săptămânile trecute câte două zile. Pentru săptămâna următoare, biserica va fi deschisă doar în ziua de marți. Modificăm un pic și intervalul orar, începând cu ora 11 până la ora 17. Sunt mai mulți credincioși care ne-au spus că nu pot ajunge în prima parte a zilei. Așa se face că încercăm să rămânem și pentru partea de după amiază, pentru consiliere spirituală, pentru rugăciune, de ce nu, și pentru colectarea zecimilor și darurilor. Apreciem pe această cale, vă informăm, că apreciem faptul că ați înțeles să venim în număr restrâns, să putem păstra distanțarea impusă, distanțarea socială, cu măscuțe și vă mulțumim pentru înțelegerea de care ați dat și de care veți da dovadă și în continuare. Vă chem la rugăciune pentru zilele acestea. Avem un subiect destul de fierbinte. În atenția noastră de data aceasta sunt copiii și tinerii bisericii noastre. Urmează niște examene foarte importante pentru ei, pentru cei care trebuie să meargă la liceu, iată încheie un ciclu gimnazial, vor avea examenul de capacitate, un examen deosebit de important și de asemenea sunt tineri care vor încheia o parte însemnată și foarte frumoasă a vieții lor, vor încheia liceul. De câteva zile s-a dat startul pentru înscrierea la examenul de bacalaureat și aș vrea din suflet să îi putem aduce pe aripile rugăciunii în atenția lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu n-ar ști, însă vrea să vadă că și pe noi ne interesează și îi avem aproape pe tinerii noștri copii. Vrem să îi încredințăm lui și tot efortul lor să fie încununat cu note bune
și să fie o bună mărturie în perioada asta destul de dificilă și pentru ei. Să aibă Dumnezeu în paza sa și să le încununeze tot efortul cu succes și cu note bune. Am o comunicare deosebit de importantă pe care vreau să vă împărtășesc. E o bucurie ce e legată de biserica noastră pe 11 iunie. Adică peste câteva zile, la ora 15, ora Americii, 22, ora României, va avea loc cununia religioasă a Taniei Șerbănoiu cu tânărul pastor Henry. E un moment de bucurie pentru familia Șerbănoiu, pentru noi toți. Acest eveniment va fi transmis live de biserica unde va avea loc acest eveniment, pentru că majoritatea invitaților vor fi din familia lui Henry. M-aș bucura dacă măcar pe calea aceasta am putea să-i fim alături Taniei și bucuria lor să fie deplină. Le dorim încă de pe acum binecuvântări cerești și casă pe piatră. Copiii și tinerii bisericii noastre sunt alături de noi la închinare și în ocazia aceasta. Ne apropiem de finalul sabatului și ne bucurăm ca și pe ei să-i salutăm din suflet la acest moment. Vom asculta în clipele următoare psalmul sabatului, este psalmul 126, pregătit de Irena Matei, pentru ca apoi sufletele noastre să fie apropiate de cer printr-un imn pregătit și interpretat de un trio feminin, Beatrice și Anelis Crăciun și Andra Popa. Să o ascultăm mai întâi pe Irena, apoi să le ascultăm pe tinerele domnișoare. Dumnezeu să fie cu noi la acest serviciu de închinare. Domnule, înapoi pe prins și de război ai Sionului, parcă visam. Atunci gura nerea plină de strigăte de bucurie și limba plină de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri că Domnul a făcut mari lucruri pentru ei. Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi și de aceea suntem plini de fericire. Doamne, adu înapoi pe prinșii noștri de război, ca pe niște râuri în partea de miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă semânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopul. Thank you.
În viață facem o sumedenie de lucruri. Unele frumoase, înălțătoare, nobile, altele mai puțin plăcute și uneori de-a dreptul oribile. Ați avut vreodată sentimentul că făcând un lucru e inutil pentru că l-ați făcut prea târziu? Ca să mă puteți înțelege, aș vrea să vă dau un exemplu. La un moment dat lui Michelangelo i s-a solicitat să realizeze o sculptură de către cardinalul de San Dionigi. Era o sculptură ce astăzi e cunoscută în mediul acesta artistic drept Pieta, Maria ținându-l în brațe pe Iisus. Sculptura trebuia să fie realizată cu scopul de a fi așezată într-o biserică din Roma. Numai că Michelangelo, fiind solicitat și fiind implicat în mai multe proiecte, a întârziat. N-a putut realiza acea operă de artă la momentul stabilit și conform înțelegerii pe care o avusese cu acel cardinal. Așa se face că, întârziind, cardinalul a murit. Ce să fac apoi cu Beata Pietă? Fusese achitată, era gata, numai că cel care comandase această capodoperă murise. Doar el știa unde trebuia să fie așezată, care era biserica, știa mersul lucrurilor. Frumoasă, dar un pic trecută pentru vremea ei. Lucrurile n-au rămas așa, cu ajutorul unor prieteni, Michelangelo a așezat-o totuși la locul ei, însă multă vreme nimeni n-a știut ce e cu ea. Cum spuneam, frumoasă, dar nu la vremea ei. Biblia spune în Eclesiastul, capitolul 3, începând cu versetul 1 până la versetul 8 și versetul 11, următoarele lucruri. Pentru toate există o vreme și orice lucru de sub ceruri își are timpul său. Un timp pentru a te naște și un timp pentru a muri. Un timp pentru a sădi și un timp pentru a smulge. Un timp pentru a ucide și un timp pentru a vindeca. Un timp pentru a dărâma și un timp pentru a zidi. Un timp pentru a plânge și un timp pentru a râde. Un timp pentru a jeli și un timp pentru a dansa. Un timp pentru a arunca cu pietre și un timp pentru a strânge pietre. Un timp pentru a îmbrățișa și un timp pentru a fi departe de îmbrățișări. Un timp pentru a căuta și un timp pentru a pierde. Un timp pentru a păstra și un timp pentru a arunca. Un timp pentru a rupe și un timp pentru a coase. Un timp pentru a tăcea și un timp pentru a vorbi. Un timp pentru a iubi și un timp pentru a urâ. Un timp pentru război și un timp pentru pace. El, spune Scriptura, a făcut toate lucrurile bune la timpul lor. Cât de frumos! Cât de frumos! Pentru toate există o vreme. Traducerea Dumitru Cornilescu vine cu o completare foarte frumoasă. Orice lucru își are vremea lui și e frumos la vremea lui. Nu-i așa? Am citit aceste versete pentru a vă ajuta în ocazia aceasta să înțelegem mai bine o carte a Bibliei. Imediat vă veți da seama despre ce carte a Bibliei este, una din cărțile mici și poate neînsemnate, peste care trecem în grabă atunci când citim Sfânta Scriptură. Pentru a vă ajuta să înțelegem puțin câteva versete pe care le vom citi împreună, vreau să vă aduc un context înainte. Știm cu toții că la un moment dat, din pricina idolatriei ajunsă la cote de neimaginat în rândul poporului lui Dumnezeu, Dumnezeu își pedepsește poporul. Mai întâi regatul de nord merge în robia asiriană, pentru ca mai apoi regatul de sud, Iuda, să meargă în robia babiloniană. Primul atac babilonian asupra Ierusalimului a avut loc în anul 605 înainte de Domnul Hristos. Atac ce s-a soldat cu
cu o deportare importantă. La momentul acesta, 605, a început profeția de 70 de ani rostită de Ieremia. Sunt duși în robie Daniel, prietenii săi și, dacă vreți, tot ce însemna aristocrație la acel moment în Ierusalim, în Israel. Mă rog, ce mai rămăsese din această țară. Urmează o altă deportare pentru ca în anul 586, înainte de Domnul Iisus Hristos, să fie definitiv duși în robie. Dumnezeu profetizase, să știți, reîntoarcerea lor. În Isaia, la capitolul 44, versetul 28, cu mulți, foarte mulți ani înainte de momentul acesta, iată ce spunea Dumnezeu. Cel care spune despre Cirus următoarele lucruri. El este păstorul meu. El va împlini tot ce doresc eu. El va porunci ca Ierusalimul să fie rezidit și templului să-i fie pusă temelia. Nici nu fusese pedepsit Israelul, nici nu merseseră în robie, nici nu avuseseră parte de aceste deportări, că iată Dumnezeu avea un plan de restaurare, un plan de reîntoarcere a copiilor săi în țara unde își planificase să-i planteze, să-i sădească. Reîntoarcerea lor, cum spuneam, a fost profetizată. Dacă cei 70 de ani sunt scăzuți din acest an 605, timp în care a avut loc prima lor deportare, ajungem în anul 536, înainte de Domnul Iisus Hristos. Timp în care orice evreu răspândit în Babilon trebuia să meargă acasă. Era timp de eliberare. Timp în care puteau să-și reconsacre viața lui Dumnezeu. Puteau să aibă din nou o țară, puteau să aibă din nou un templu. Și apropo de lucrul acesta, întotdeauna când au avut templu, au avut și o țară. N-au mai avut templu, n-au mai avut țară. Este momentul în care Zorobabel se întoarce la Ierusalim pentru rezidirea templului. După cum au avut loc 3 deportări, în același fel au loc 3 reîntoarceri din Babilon. Prima este poruncită de către Cir, așa cum menționa profeția din Isaia. Și toată această istorie este cuprinsă în primele 6 capitole din cartea Ezra. Urmează un alt decret promulgat de către Artaxerxes I și cuprinde ultimele capitole din cartea lui Ezra. Este momentul în care Ezra merge la Ierusalim pentru a pune umărul la reconstrucția națiunii. Urmează un al doilea decret al aceluiași rege și iată de data aceasta ajunge în Israel Neemia, mânat de gândul lui pus în sufletul lui de Dumnezeu și pentru zidurile Ierusalimului. Toată istoria aceasta poate fi găsită în cartea lui Neemia. Tragedia acestei istorii este următoarea. Că deși au avut nu doar un decret, nu două, ci chiar 3, prin care erau îndemnați să se întoarcă acasă, să reconstruiască templu, să restabilească sistemul de închinare de la templu. Tragedia este că doar o rămășiță s-a întors acasă. Nu au avut doar un decret, nu două, ci 3. Li s-au dat bani. Li s-au dat scrisori liderilor astfel încât să li se pună la dispoziție celor care lucrau lemn, piatră și orice ar fi avut nevoie pentru reconstrucție. Și toate astea din visteria regală. Cu toate acestea, le-a fost greu. Greu de tot să lase Babilonul. Era greu să o ia de la capăt în Ierusalim. Și până la urmă, ce era Ierusalimul la acea dată? Era un oraș în ruine. Un oraș în care nu rămăsese piatră pe piatră. Acasă, pentru foarte mulți oameni, vă puteți imagina după 70 de ani, discutăm în speță de o altă generație. Acasă pentru acești oameni era Babilonul, țara de fapt unde ei erau robi. Robia babiloniană a fost una specială, pentru că babilonienii le-au îngăduit să-și refacă viețile. Să nască copii, să-i educe în spirit babilonian, să-și dezvolte afaceri, să aibă case pe care să le locuiască,
să sădească grâne, să planteze pomi, să se bucure și toată contribuția pe care ei, ca popor sfânt, urmau să o aibă, să fie în beneficiul acestui mare imperiu la data aceea. Se obișnuiseră așadar cu țara, cu limba, cu poporul și pentru ei Babilonul era acasă. În fond, ce aștepta la Ierusalim? Ce aștepta în Israel? Nu mai era nimic. Rezidirea, să știți că a început modest și nici nu e nevoie să vă spun că știți dumneavoastră, cei care sunteți cititori ai fidelei ai Scripturii, vă aduceți aminte că au avut parte de tot felul de bariere. Deși s-au întors puțini, părea că nimic nu îi încurajează să zidească. Lucrări întrerupte, bețe în roate la fiecare pas. Entuziasmul și așa scăzut ajunge la un moment dat să, din entuziasm scăzut, să fie de-a dreptul demoralizații. Veneau vești din Babilon, că acolo conaționalii lor o duc bine. O duceau bine. Lor le mergea foarte bine. Aveau afaceri prospere. Își continuaseră viața. Erau prosperi și trăiau în pace. Nu erau expuși. Lucrul acesta a făcut ca foarte repede lucrările de la templu să fie abandonate. Știți pentru cât timp? Aduceți-vă aminte, anul 536, 605, anul în care are loc prima deportare, minus 70, 536. Deznădăjduiți, cu bani cheltuiți, cu bețe în roate, ajung ca pentru 16 ani, din 536 până în anul 520, lucrările să fie sistate. 16 ani fără istorie. 16 ani adăugați la cei 70 în care n-au existat ca națiune. Vă spuneam anterior că atâta timp cât au avut un templu, au avut o țară, au avut o națiune, au reprezentat ceva ca popor. N-au avut templu, n-au avut țară, n-au avut națiune. Încă 16 ani de no name. Pe acest fond aș vrea să înțelegem, pentru că așa vă promiteam anterior, să înțelegem o carte a Bibliei. Și aș vrea să vă citesc câteva versete din cartea Hagai. Pentru că pe fondul acesta vine Dumnezeu cu un mesaj la poporul său. Pe fondul acesta de lipsă de interes pentru cele sfinte, de lipsă de interes pentru lucrările pentru care Dumnezeu cu sute de ani profetizase că îi va trimite în Israel. Lucrări pe care să le aducă la îndeplinire. Pentru slava sa și pentru mântuirea lor. Vă voi citi din cartea Hagai, din capitolul 1, versetele 2, 4, 6, 9 la 11. Așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice, n-a venit vremea încă pentru rezidirea casei Domnului. N-a venit vremea. Dar pentru voi oare a venit vremea să locuiți în case căptușite cu lemn, în timp ce casa aceasta este în ruine? Ați semănat mult, dar ați adunat puțin. Mâncați, dar tot nu vă săturați. Beți, dar tot nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați, dar tot nu vă e cald. Iar plata pe care o câștigați, o puneți într-o pungă spartă. V-ați așteptat la mult, dar iată că ați adunat puțin. Iar când ați adus recolta acasă, eu am spulberat-o. De ce? Zice Domnul oștirilor. Deoarece casa mea zace în ruine, în timp ce fiecare dintre voi aleargă pentru casa lui. De aceea cerurile nu v-au mai dat roa, iar pământul nu și-a mai dat recolta.
Am chemat seceta peste țară, peste munți, peste grâne, peste must, peste ulei și peste ceea ce rodește pământul, peste oameni, peste animale și peste toată truda mâinilor voastre. De ce toate astea? Pentru că voi ziceți, n-a venit timpul să zidim templu. E un mesaj dur, un mesaj pe care n-ai cum să-l înțelegi altfel decât exact așa cum este scris. S-au dus în Ierusalim, s-au dus înapoi în Israel cu un scop bine definit, să reclădească templul, să rezidească zidurile Ierusalimului, să fie din nou cineva, să-L invite din nou pe Dumnezeu în mijlocul lor. Numai că pe fond de greutate, pe fond de amenințare, au început să-și vadă fiecare de treaba lui, lăsând în ruine în continuare casa Domnului. Mesajul, să știți că mesajul a avut un efect scontat. A avut exact efectul pe care Dumnezeu și l-a dorit. Tocmai de asta îl cheamă pe Hagai cu mesajul acesta dur să meargă la poporul său. Avuseseră 16 ani de tentativă de a le fi bine, de dorință de a se îmbogăți și ei ca frații lor din Babilon, dar e acolo, pe tărâm sfânt. Și Dumnezeu spune: dacă voi credeți că anii ăștia au fost de bogăție, vă spun eu că au fost ani de blestem. Mult mai mult ați fi putut realiza dacă ați fi făcut mai întâi ceea ce trebuie. Dar eu am avut grijă ca să nu vă meargă bine. De ce? Pentru că v-ați neglijat datoria. În 520, înainte de Hristos, lucrările sunt reluate. După 16 ani de nemuncă, de neimplicare. În doar 4 ani, în 516, lucrarea este terminată. Templul este reabilitat. Este așezat sistemul preoțesc, sistemul levitic și lucrurile continuă, sau mă rog, au continuat exact așa cum le cunoaștem noi în cartea Ezra, Neemia și tot ce a însemnat după perioada aceasta. Întrebare. Dacă lucrările se puteau termina în 4 ani sau poate chiar mai puțin, de ce n-au lucrat asidu, cu vervă, încă de la început? Dacă lucrările puteau să se încheie atât de repede, de ce au tărăgănat atât de mult lucrurile? S-au făcut de tot râsul. Mă uitam la săracul Ezra, când la un moment dat primește delegație de la împărat să meargă și să contribuie, să învețe poporul acolo ce trebuie în legea Domnului, să construiască, să zorească terminarea lucrărilor. I-a dat bani, i-a dat oameni și la un moment dat a vrut să-i dea pază ca să păzească toată acea bogăție pe care, tot acel tezaur pe care împăratul acesta păgân voia să-l dedice casei lui Dumnezeu. Și Ezra spune, nu, că e Dumnezeu cu noi, n-avem nevoie de pază. Unde era Dumnezeu cu ei? Dumnezeu era cu ei, dar ei nu erau cu El. 16 ani de blestem asupra lor pentru că n-au zidit când trebuia. N-au zidit când trebuia. Pentru toate există o vreme. Și orice lucru de sub ceruri își are timpul său. Știți la ce concluzie am ajuns citind toate aceste lucruri? Că avem un Dumnezeu extraordinar. Avem un Dumnezeu mare. Avem un Dumnezeu care, privind la noi, cunoscându-ne, pentru că El ne-a creat, ce abilități, ce talente avem, ce am putea dezvolta prin punerea la contribuție a vieților noastre pentru cauza sa, acest Dumnezeu mare ne creează conjuncturi, ne creează oportunități pentru a face anumite lucruri la superlativ. Beton, super! Să facem acele lucruri frumoase și utile la vremea lor. Dacă nu le facem atunci,
Este posibil ca acele lucruri sau acel lucru să nu-l mai realizezi niciodată. Sau, dacă cumva peste timp reușești să răscumperi vremea și să termini, să îndeplinești acel lucru, s-ar putea ca el să fie pipernicit și lipsit de forța și vigoarea pe care ar fi trebuit să o aibă la momentul potrivit. Poate că n-am avut 16 ani de blestem. Doamne ferește de așa ceva în viața mea, în viața dumneavoastră. Poate că n-am avut nici măcar un an în care să-L simțim pe Dumnezeu că ne e potrivnic. Însă sunt pe deplin conștient că de la mine, și sunt convins că și de la tine, Dumnezeu așteaptă anumite lucruri. Poate că le-a vrut Dumnezeu înainte de toată criza asta generată de pandemia asta. Poate le-a așteptat îndelung și n-a beneficiat de ceea ce aștepta. Poate ne-a trimis criza asta ca să ne oprim un pic din iureșul nostru și să ne gândim mai serios la relația noastră cu El. Am tot auzit tot felul de declarații, tot felul de jurăminte, tot felul de promisiuni făcute Domnului în toată perioada asta. Abia aștept să se ridice restricțiile astea, să văd lucrurile astea puse în practică. Și sunt convins că abia așteaptă Dumnezeu să vadă cum ne vom întoarce. Ce vrea de la noi? Sunt convins că exact asta s-au gândit și evreii. Dar ce-o vrea mai concret? Ce-o vrea? Adică ne ceartă, ne mustră? Bun, pe drept, dar ce să facem? Le-a spus în mai puține cuvinte și mult mai simplu ce au de făcut la acea dată. Și am luat al doilea capitol, de fapt am luat doar două versete din primul capitol din cartea lui Hagai și apoi încă două din al doilea capitol. E o carte mică. Și de două ori în primul capitol din cartea Hagai, capitolul 1, versetele 5 și 7, le spune așa: uitați-vă cu atenție la căile voastre. Asta spune în versetul 7, în versetul 5 și în versetul 7. Uitați-vă cu atenție la căile voastre. Și poate că asta ar trebui să facem și noi. Suntem încă restricționați, așteptăm să se mai ridice din restricțiile astea, să ne reîntoarcem la viața de biserică. Citeam despre un banner afișat de francezi undeva de 1 mai, când, bineînțeles, imobilizați, forțați cumva de împrejurări să petreacă mai mult timp în casă, afișaseră un banner lung pe care scrie așa: Doamne ferește să ne întoarcem la normalitatea de dinainte de criză. Niște oameni care nu aveau de-a face cu Dumnezeu spuneau treaba asta. De ce? Poate că normalitatea aia dinainte de criză era o anormalitate de-a dreptul. Și m-aș bucura, dragul meu ascultător, dacă te-ai gândi un pic la versetele astea. Dacă te-ai uita mai cu atenție la căile tale. Spunea psalmistul la un moment dat: ajută-mă să mă verific, să văd dacă sunt pe o cale bună. Și dacă nu sunt, du-mă tu pe calea veșniciei. Poate că ar trebui să ne uităm mai cu atenție la umbletul nostru. La cum ne-au călcat pașii în lunile și anii de dinaintea crizei astea. Pentru că vă spun, nu ne putem întoarce la normalitate așa cum o vrea Dumnezeu, gândind că normalitatea aia a lui Dumnezeu e normalitatea de dinaintea crizei. N-avem cum. Uitați-vă la căile voastre și vedeți acolo dacă e ceva ce e în contradicție cu ce vrea Dumnezeu. Și doi, merg în capitolul 2 din cartea Hagai, versetele 4 și 5. Acum însă fii tare, Zerubabel, spunea Dumnezeu. Îi spunea lui celui care îi conducea. Fii tare și tu, Iosua, fiul lui Jehoțadac, marele preot. Fiți tari și voi, tot poporul țării, zice Domnul. Fiți tari și lucrați. Căci eu sunt cu voi, potrivit promisiunii legământului pe care l-am încheiat cu voi. Dumnezeul, Duhul meu, rămâne în mijlocul nostru. Nu vă temeți. Uită-te mai întâi cu atenție la căile tale.
și vezi ce nu-mi place. Vezi ce mă dezgustă. Și poate ar trebui să ne uităm la căile noastre. Dar după ce ne-am uitat la umbletul nostru și la poate cât de strâmb călcăm înaintea Domnului, fiți tari și lucrați. S-ar putea să ne așeze pe suflet atunci când scoate ceva din viața noastră să umple golul ăla cu ceva. Nu știu ce va pune acolo, ce va sădi. Dar cred că e oportunitate ca revenind la biserică, reluându-ne viața asta firească pe care o ducem aici pe pământ, reluându-ne închinarea în public, să lucrăm poate cum n-am făcut-o niciodată. Cred că mai mult ca niciodată va trebui să băgăm mâna serios în buzunar și să contribuim cu mai mulți bani la lucrarea lui Dumnezeu. Cred că ar trebui să ne dedicăm mai mult timp lucrării sfinte. Cred că ar trebui să lăsăm mai mult din ale noastre pentru Dumnezeu. Nu odată, ci de nenumărate ori am fost pus și eu și v-am simțit și pe dumneavoastră în situația că am așezat tot ce înseamnă partea lui Dumnezeu după ce ne realizăm interesele noastre. Și nu e bine. Nu e bine. Pentru că ne vom trezi că ne e foame și nu ne satură nimic, că ne e sete și nu ne potolește nimic setea și că punem tot ce strângem într-o pungă spartă. Într-o pungă spartă. Uitați-vă cu atenție la căile voastre. Fiți tari și lucrați. Pentru că Duhul meu, spune Dumnezeu, rămâne cu voi. Nu vă temeți. Pentru toate există o vreme și El face fiecare lucru frumos la vremea Lui. Se povestește că în anii 70 un predicator a avut un botez într-o biserică pe care o păstorea în Anglia. Pentru că auzise că unii dintre candidați au o experiență inedită, frumoasă cu Dumnezeu, i-a rugat în acel context, înainte de a coborî în apa botezului, să își împărtășească fiecare, sau măcar cei care doresc, experiența convertirii. Iată mărturia unuia dintre ei. M-am întors la Dumnezeu în anul 1942. Eram în Sydney, așa, atașat militar, și într-o seară am coborât de pe vas și mă plimbam puțin pe străzile orașului. Când odată s-a apropiat de mine un bătrânel, destul de aranjat, cu păr cărunt, dar foarte vioi. Și mi-a spus doar două fraze, trei fraze. Bună seara, nu vă supărați, aș putea să vă pun o întrebare? Dacă ați muri în noaptea asta, unde v-ați petrece veșnicia? Gândiți-vă la întrebarea asta. La revedere. Nici n-am apucat să mă dezmeticesc că omul plecase. Și am zis, ce întrebări? M-am dus înapoi pe vas, numai că întrebarea aia, unde îmi voi petrece veșnicia? Mi-a sfredelit mintea și sufletul în noaptea aia. Spre dimineață mi-am predat sufletul lui Dumnezeu. Și atunci și acolo am primit mântuirea. Frumoasă experiență. Peste vreo două săptămâni, pastorul a mers să-și viziteze o altă biserică pe care o păstorea. Și a simțit nevoia să relateze și acestei biserici acea mărturie frumoasă a convertirii acelui om. Și după ce a mărturisit despre convertirea acelui om, la finalul predicii, un om a venit și a spus: trebuie să vă mărturisesc ceva. Să știți că și eu m-am întors la Dumnezeu tot în anul 1942. Eram în Sydney cu afaceri. Așa m-a purtat viața în Australia la data aceea și pe o stradă pe care mergeam s-a apropiat de mine un bătrânel. Păr cărunt, aranjat, și mi-a spus: bună seara, nu vă supărați. Aș vrea să vă adresez o întrebare. Dacă ați muri în seara aceasta, unde v-ați petrece veșnicia? Gândiți-vă la întrebarea asta. La revedere. M-a lăsat mască în mijlocul străzii. Mi-am grăbit mersul spre camera de hotel, numai că toată noaptea nu m-am putut gândi decât la întrebarea aia. Unde îmi voi petrece veșnicia? Și frământat de gândul ăsta, n-am închis un ochi.
Spre dimineață m-am plecat pe genunchi și m-am rugat Domnului, Doamne, vreau să-mi predau viața Ție, pentru că cu Tine vreau să petrec veșnicia. Profund mișcat, pastorul a mers și a relatat experiența celor doi oameni într-o altă biserică. Modul minunat în care un om a ajuns să se boteze, pentru că a întâlnit un bătrânel, și apoi într-o cu totul altă biserică, un alt om de afaceri are de a face cu același bătrânel și se întoarce la Dumnezeu. După ce relatează și în această a treia biserică experiența, la final au venit doi oameni la el și i-au spus așa: să știi că așa ne-am întors și noi la Dumnezeu. Știi, Sydney, 1942, aveam ceva de rezolvat acolo. Pe când ne plimbam pe stradă, un bătrânel, cred că același bătrânel, păr cărunt, vioi, ne-a spus: bună seara, nu vă supărați. Știți, întrebarea cu veșnicia. În noaptea aia ne-am întors și noi la Dumnezeu. Pastorul era de-a dreptul bulversat. Nu-i venea să creadă. Pentru că urma să plece într-un turneu de evangelizare în Europa, în fiecare oraș european pe care l-a vizitat și în care a predicat cuvântul lui Dumnezeu, întotdeauna exista cineva într-o biserică care să-i spună: știți, așa m-am întors și eu la Dumnezeu. 1942, Sydney, Australia, bătrânel, întrebare: unde o să-mi petrec veșnicia? Predicatorul, frământat de-a dreptul, de ineditul situației, a decis să meargă în Sydney, Australia. Nu uitați, era anul undeva în anii 70, la vreo 30 de ani depărtare de acel moment. S-a decis să meargă în Australia să-l caute pe bătrânel. Bineînțeles, unde să cauți un bătrânel în dita mai metropola? Plus că trecuseră niște ani și se gândea că s-ar putea să nu mai fie în viață, căutând așa, mergând pe străzi, nici nu știa nume, nu știa stradă, nu știa număr de telefon, nu știa absolut nimic. Într-un final decide să intre într-un supermarket și acolo se adresează vânzătoarei. Și spune așa: știți, caut pe cineva. Nu știu nume, nu știu adresă, nu știu număr de telefon. Numai că, dacă ar fi să vi-l descriu, aș putea spune că dacă v-ar aborda vreodată, bătrânelul acesta v-ar spune: bună seara, aș vrea să vă adresez o întrebare, nu vă supărați. Dacă în noaptea asta ați muri, unde v-ați petrece veșnicia? Și apoi v-ar saluta politicos. Vânzătoarea a zâmbit și a spus: știu despre cine e vorba. Omul șocat, nu-i venea să creadă. Adică cum, și vânzătoarea știe despre cine e vorba? Și îi dă o adresă, îi notează pe un bilețel, iar pastorul nostru face deplasarea la acea adresă. A bătut la ușă, nimeni n-a răspuns, a încercat ușa și era deschisă. Găsește acolo, într-un dormitor destul de întunecat, un bătrânel stins. Era numai piele și os. Trecuseră ani bine peste el și abia mai vorbea. S-a prezentat și i-a povestit cum a ajuns să audă de el. I-a povestit câți oameni din biserica lui s-au convertit datorită a trei fraze pe care el le-a spus. Apoi a mărturisit despre oamenii pe care îi găsea întorși la Dumnezeu în orașele astea ale Europei. Cu lacrimi în ochi, după ce ascultă mărturia asta, bătrânelul, care era doar piele și os, stins deja de viața asta, îi spune așa: eram așa de trist, mă pensionasem, încărunțisem, mă confruntam cu boli, eram așa de trist și simțeam că moartea se apropie. Și când m-am uitat înapoi în viața mea, mi-am dat seama că nimeni nu-L cunoscuse pe Dumnezeu ca urmare a mărturiei mele. Nici viața mea nu condusese pe nimeni la Dumnezeu, nici vorba mea, nici măcar pe cei din casa mea. Iar lucrul ăsta m-a îngrozit. M-am gândit cum o să stau eu într-o zi înaintea lui Dumnezeu cu mâinile goale. De atunci, și sunt niște ani buni, am decis să ies în fiecare zi pe stradă
cu acel mesaj. Bună ziua, bună seara, nu vă supărați. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Dacă ați muri în seara asta, unde vă veți petrece veșnicia? Gândiți-vă la asta. La revedere! Lucruri frumoase, lucruri inedite, lucruri extraordinare, ele extraordinare, la vremea lor. Făcute cu un scop, ca nu cumva să se prezinte înaintea lui Dumnezeu cu mâinile goale. Cu mâinile goale. Și aș vrea, dragul meu ascultător, să te întreb, dacă nu cumva, însărcinându-te cu anumite lucruri, Dumnezeu s-a bazat pe tine și știe că nimeni în universul ăsta nu va putea face lucrurile pe care ți le-a încredințat. Întrebarea este, când îl vei vedea față în față, așa cum spune cântarea, ce ai să-i spui? Vei avea mâinile goale? Sau asemenea lui Hristos, așa cum spune textul din Isaia 53, vei vedea un rod al sufletului tău și vei fi mulțumit să prezinți rodul alergării tale, truda ta de pe pământ, să o prezinți Domnului și să-i dai slavă și cinste. Mă rog ca în viața mea și în viața ta Dumnezeu să facă lucruri extraordinare, frumoase și bune și utile la vremea lor, astfel încât, uitându-ne la căile noastre, văzându-ne călcarea înaintea lui Dumnezeu, să fim tari, să lucrăm și să nu îndrăznim în ziua în care îl vom vedea pe Domnul să stăm înaintea sa cu mâinile goale. Te invit la rugăciune în momentele astea. Tată iubit, ne simțim atât de onorați că din nou, deși fiecare răsfirați în oraș, în comunele din prejur, în țara aceasta, am stat iarăși în familie, poate în fața unui mic ecran, în fața unei cărți și am petrecut sabatul. Ne simțim onorați că pe calea aceasta ajungi din nou în casele și în sufletele noastre. Îți mulțumim pentru mesaj. Te lăudăm și îți mulțumim pentru că ne-ai dat atâtea lucruri bune, atâtea binecuvântări materiale și spirituale. Te lăudăm pentru că suntem bine și sănătoși, suntem în viață noi și ai noștri. Și poate chiar dacă ne-ai trecut prin boală și suferință, ne bucurăm de sănătate la minte, la trup, emoțională, sănătate spirituală înaintea ta. Îți mulțumim că ne faci atenți la viața noastră. Și ne arăți că tu, atunci când faci un lucru, îl faci bun, îl faci frumos și potrivit pentru o anumită vreme. Îți mulțumim că pe noi ne-ai creat pentru vremea asta. Trăim vremuri speciale. Și suntem pe deplin convinși că ne-ai dat fiecăruia dintre noi o lucrare de făcut. Nu ne lăsa, Doamne, să ne pierdem în lumea asta, să primeze în viața noastră lucrurile materiale, lucrurile noastre. Ci așează în noi gândul veșniciei, așează în noi dorința de a ne verifica umblarea noastră înaintea ta, de a lucra pentru tine. Astfel încât atunci când Domnul Hristos va veni pe norii cerului, să nu stăm cu mâinile goale înaintea ta. Ți-i prezentăm pe ai noștri, soți, soții, copii, părinți, bunici, familiile pe care le cunoaștem, prietenii noștri, vecinii noștri. Ți-aducem în atenția ta biserica noastră din locul acesta, bisericile din districtul nostru. Mântuiește-ne, Doamne, cercetează-ne prin Duhul Sfânt. Vezi dacă suntem pe o cale rea și du-ne pe calea veșniciei, astfel încât să-ți putem fi plăcuți, iar când te vei întoarce, să ne spui, bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Slăvim numele tău de Tată, al Domnului Iisus Hristos, și al Duhului Sfânt. Ne dorim și aici și o veșnicie în cer și pe noul pământ. Amin. Nu uitați, dragii mei, de programul transmisiunilor online. Vineri seara de la ora 20, în sabat după amiază de la orele 18,
încercăm să fim aproape de dumneavoastră, să vă aducem noutăți. Dacă în vreun fel sau altul vom relua serviciile divine, vă vom anunța telefonic sau pe grupurile de WhatsApp. Programul de consiliere, de asemenea, nu uitați, în ziua de marți, începând cu orele 11 până la orele 17. Și, de asemenea, cununia religioasă a Tanii Șerbănoiu cu Henry. 11 iunie, de la ora 22, ora României. Pentru că ne-am reunit în ocazia asta prin cântec, ne vom despărți tot în sunet de cântare același trio feminin, Anelis și Beatrice Crăciun și Andra Popa. Dumnezeu cu noi, până ne revedem!